La acest sfârșit de săptămână, de bună vestire, la Șimleu, Silvania, a avut loc a doua ediție a manifestării Marșul pentru Viață, unde mulți șimleuani au ales să fie prezenți. Organizatorul marșului este protopopiatul ortodox în parteneriat cu protopopiatul greco-catolic, primăria orașului Șimleu, Silvaniei, cultele religioase din oraș, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu, Silvaniei. Potrivit organizatorilor, manifestarea își propune afirmarea dreptului la viață pentru toate ființele umane, din momentul conceperii și până la moartea naturală. Scopul acestui marș pașnic este de a reaminti cetățenilor și liderilor noștri că promovăm și protejăm familia naturală, așa cum a întemeiat-o Dumnezeu, întemeiată pe legământul liber consimțit între un singur bărbat și o singură femeie. De asemenea, promovăm și protejăm dreptul la viață și dorim oprirea masacrării zilnice a copiilor prin avort. Marșul a început de la Troița din fața Bisericii Ortodoxe numărul 1, apoi pe străzile din oraș, unde și-au făcut cunoscut mesajul „Ajută mama și copilul, ei depind de tine”, îndreptându-se spre platoul din fața Bisericii Greco-Catolice, unde s-au ținut alocuțiuni din partea organizatorilor și partenerilor. Potrivit primarului Septimiu Cătălin Țurcaș, această zi, citez, este ziua în care mulțumim mamelor pentru că au ales viața pentru noi, dar și ziua în care se învăță pe copiii noștri să aleagă viața pentru ca noi să devenim bunici. Thank you.
alte oficialități locale. Preacucernici părinți, dragii noștri, este al doilea an în care organizăm acest marș pentru viață, bineînțeles în colaborare cu protopopiatul greco-catolic, cu primăria de aici de la Șimleu, și vă mulțumim că sunteți, iată, într-un număr atât de frumos în anul acesta, parcă ne-am dublat ca și număr față de anul trecut. Ca să nu lungim foarte mult vorba, întrucât vor mai fi vorbitori după mine, ceea ce aș vrea să punctez este faptul că putem face alegeri în viață. De aceea ne-a înzestrat Dumnezeu cu darul libertății, să putem alege una sau alta. E adevărat, putem face alegeri până la un anumit punct. Putem hotărî soarta și viața fiecăruia dintre noi până la un anumit moment, până într-un anumit grad, de unde nu mai ține de noi, ci ține de Dumnezeu, nu mai putem face nimic și acolo trebuie să ne oprim. Ca să mă exprim foarte, foarte concret la ceea ce încercăm să spunem astăzi, haideți să spunem, cu riscul de a greși într-o oarecare măsură, că putem alege dacă să aducem pe lume un copil sau nu. O putem face până la momentul concepției. De acolo încolo nu ne mai este permis să facem alegerea asta. Că diferite probleme sunt în fiecare familie și chiar este o problemă atât de intimă și personală, încât fiecare are dreptul, probabil, să se hotărască dacă vrea un copil, 2, 3 sau mai mulți. Dar din moment ce l-a conceput, nu mai putem niciunul dintre noi hotărî dacă întrerupem viața acelui sau. La asta să avem foarte mare grijă. De aceea, să avem mare grijă până unde ține hotărârea noastră și până unde putem merge. Este un moment în care nu se cuvine, nu ține de noi să ne mai amestecăm și să mai intervenim în aceasta. Tuturor și în continuare vă dorim post binecuvântat, iar sfintele sărbători, care nu sunt foarte departe, să vă aducă bucurie și veselie în inimă. Totodată și cu ocazia sărbătorii de astăzi, vă dorim tuturor tot bine. În spiritul Evangheliei de astăzi și al sărbătorii de astăzi, cred că e important ca fiecare dintre noi să reflectăm asupra vieții. Și sigur, modelul îl găsim tot în Sfânta Scriptură. Și cred că Maria, cea pe care o sărbătorim astăzi și, sigur, buna vestire, venirea lui Dumnezeu în lume, cred că este un semn extrem de puternic pentru noi ca să spunem da vieții. Dacă ne gândim că Dumnezeu, în atotputernicia sa și în libertatea pe care i-a dat-o omului, a dorit să facă atât de liber, să-l facă atât de liber pe om, încât a pus într-un răspuns pozitiv sau negativ al unei persoane, a pus la îndoială toată istoria mântuirii. Dacă Maria ar fi spus nu în momentul în care îngerul Gabriel a venit și a spus vei naște un copil care este Fiul lui Dumnezeu, gândiți-vă că istoria mântuirii s-ar fi schimbat radical. De aceea, dragii mei, vedeți, în fiecare dintre noi, în fața lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem o valoare inestimabilă, în care Dumnezeu pune o încărcătură de dorințe și de proiecte pe care noi nu putem să ni le imaginăm. În fiecare copil care este chemat la viață, Dumnezeu pune enorm de multă speranță.
în planul lui Dumnezeu, noi suntem participanți în libertatea noastră, suntem participanți la acest plan al lui Dumnezeu care merge dincolo de noi. Dincolo chiar și de alegerile noastre. Tocmai de aceea, ceea ce noi manifestăm astăzi este o adeziune a noastră la acest plan al lui Dumnezeu. De ce? Pentru două motive, spune el. Pentru credința pe care o avem în Dumnezeu și credința noastră în Dumnezeu legată de viață este tocmai aceea că dacă Dumnezeu vrea să ofere viață, atunci noi trebuie să-i dăm curs. Și pe de altă parte, pentru iubirea pe care o avem față de Dumnezeu. Și iubirea pe care Dumnezeu are față de noi. Dacă credem în iubirea lui Dumnezeu, atunci credem că acea viață pe care Dumnezeu o dorește, acea viață este cu un scop suprem alegerilor noastre. Tocmai de aceea vă invit ca să reflectăm asupra acestor câteva elemente și să spunem întotdeauna da vieții și sigur, mulți dintre noi poate putem să sfătuim pentru viață. Iar tema din acest an este foarte interesantă din aici în față. Astăzi, în peste 280 de orașe în România, ne-am adunat pentru a susține viața. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în orașul nostru și meu, Silvaniei, oraș poate că nesemnificativ pentru alții, noi, oamenii care suntem așezați aici, ne-am alăturat și vrem să susținem viața, pentru că viața este darul lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Vreau să citesc un verset din Scriptură, în Geneza, capitolul 4, cu versetul 10, Biblia spune așa, și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Lasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Prima crimă pe pământ și sângele vărsat a strigat către Dumnezeu. Când spunem România, spunem 25 de milioane de avorturi sau poporul care a ucis un alt popor. Azi fiecare dintre noi purtăm în spate un mort. E foarte bine că am ieșit să mărșăluim și să susținem viața, dar nu e suficient. E un pas bun, dar nu e de ajuns. Și mă rog ca bunul Dumnezeu să fie Cel care tuturor celor care suntem azi prezenți ne dea înțelepciunea de a schimba ceva, în primul rând, în viețile noastre. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să susținem viața. Am citit despre o româncă care a declarat următoarele. Ar fi trebuit să mai am azi încă 6 frați mai mici decât mine. Dar în viață nu suntem decât eu și fratele meu, mai mic. Ceilalți sunt la cer, pentru că mama i-a avortat. Aceste cuvinte, chiar dacă nu sunt spuse, ele sunt trăite de națiunea noastră, pentru că în România se fac aproape 400 de avorturi zilnic. În fiecare zi, în România, se fac aproximativ 400 de avorturi. Azi ar fi trebuit să fim undeva la 40 de milioane dacă țara noastră nu ar fi ucis copiii nenăscuți. Toate acestea, ce are Dumnezeu de spus cu privire la acest lucru? Dumnezeu a zis, când s-a vărsat primul sânge pe pământ, ce ai făcut? Dragii mei, Dumnezeu vede, Dumnezeu știe, Dumnezeu aude, Dumnezeu ne ceartă, Dumnezeu e trist când omul ia viața. Dumnezeu ne învață și El spune, eu dau viața și eu omor. Așa cum spuneau ceilalți antevorbitori, dragii mei, noi avem dreptul la alegere, dar până într-un punct, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să înțelegem lucrul acesta, că viața o dă Dumnezeu și doar El o poate lua. Amin. Dragii mei, ce avem noi de spus la aceste crime? Ce e de făcut? Dumnezeu întreabă
Dumnezeu e trist, Dumnezeu este cel care și iartă, dar istoria nu. Dragii mei, chiar dacă am trecut prin astfel de păcate, Dumnezeu ne poate ierta. Dar Biblia spune, du-te să nu mai păcătuiești. Și mă rog pentru mamele României, pentru tații României, să înțeleagă cât de responsabili sunt atunci când întemeiază o familie și când dau dreptul și când sunt gata ca să conceapă o nouă viață. Dragii mei, ce trebuie să facem noi? E un pas bun că am început să susținem viața, să ne adunăm aici și să avem mesaje pro-viață. Dar în primul rând, trebuie să recunoaștem că suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că ne numim o țară creștină, dar de atâtea ori nu trăim ca și creștini. Ca să aducem binecuvântarea lui Dumnezeu peste România, primul pas este să recunoaștem că suntem greșiți. Al doilea rând, să regretăm. Să regretăm faptul că am ucis, că am luat dreptul la viață unor copii. Iar apoi, restaurarea a reparat ceea ce am stricat. Anul trecut am venit cu o poezie, de data aceasta vreau să vin cu o rugăciune pentru neamul românesc. O, Stăpâne, Dumnezeule mare și înfricoșător, Cel ce păstrezi legământul și îndurarea față de cei ce te iubesc și păzesc poruncile tale. Noi, poporul român, am păcătuit, am greșit, am fost răi și ne-am răzvrătit, ne-am îndepărtat de poruncile și orânduirile tale și am nesocotit cuvântul tău. De partea ta, Stăpâne, este dreptatea și nouă se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine. Da nouă, fiecărui bărbat și fiecărei femei din România, locuitorilor întregii românii, de aproape sau de departe. Doamne, nouă se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da nouă, conducătorilor noștri naționali, conducătorilor noștri locali, strămoșilor noștri, căci am păcătuit față de tine. Doamne, nouă se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da nouă, conducătorilor religioși, pastorilor noștri, preoților noștri, pentru rugăciunile fără lacrimi, pentru neglijarea scripturilor și pentru neîmplinirea lor. Doamne, nouă se cuvine să ni se umple fața de rușine, da nouă, celor care am ales să luăm viața, nouă și doctorilor noștri care au practicat și practică avortul. Acum, da, Dumnezeul nostru ascultă rugăciunea robilor tăi și cerilor lor și de dragul tău, Stăpâne, iartă-ne, fă să lumineze din nou fața ta peste noi. Miluiește-ne, Doamne, și îndură-te de noi. Iartă-ne, mântuie, Doamne, îndură-te, Doamne. Dumnezeu să binecuvinteze România. Amin. Rugăm pe domnul primar să vină să ne spună câteva cuvinte. Onorate fețe bisericești, onorată asistență, astăzi în această mare sărbătoare, ziua în care Iisus Hristos a prins viață în trupul Fecioarei Maria, mă bucur că în această zi deosebită un număr mare de șimleoani au ales să fie aici prezenți pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a se exprima pentru viață. Este ziua în care noi trebuie să mulțumim în primul rând mamei noastre pentru că a ales viața pentru noi. Este ziua în care trebuie să mulțumim soțiilor noastre că au ales viața pentru copiii noștri și este ziua în care trebuie să le mai spunem o dată și să învățăm. Am văzut un mesaj foarte frumos, studenți pentru viață. Eu îl înțeleg că în fiecare moment trebuie să învățăm ceva pentru viață, pentru că asta fac studenții. Deci este ziua în care trebuie să învățăm copiii noștri că trebuie să aleagă și ei viața și să ne dea bucuria de a fi bunici la un moment dat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați ales să fiți astăzi în acest marș și fiecare dintre noi, în măsura în care putem, trebuie să trimitem acest semnal foarte important pentru viață. Vă mulțumesc și felicitări celor care au organizat toată această activitate. Dacă nu mai sunt alte cuvântări, mulțumim
tuturor pentru participare și sperăm ca anul viitor să fim într-un număr și mai frumos și între timp, cum s-a spus aici, să facem ceva concret pentru viață. Să ne rugăm pentru viață și sigur să luăm decizii concrete, personale pentru viață. O zi binecuvântată, Domnul Iisus!